Știți, întâlnesc foarte des tineri care îmi spun: Vlad, mi-ar plăcea și mie să fac trucuri cu cărți, dar mâinile prea mici, nu pot să palmez cărți. Sau echivalentul la adulți: Vlad, mi-ar plăcea să mă apuc de cutare proiect, să fac cutare lucruri, să mă ocup de cutare pasiunea mea, să-mi îndeplinesc un vis, dar și întotdeauna își găsesc o scuză. Timp, bani, whatever. Eu cred că problema pe care o avem noi e că nu credem suficient că putem să facem lucruri extraordinare. Hai să vă dau un exemplu. René Lavand a fost un magician argentinian care la vârsta de 9 ani și-a pierdut o mână. Gândiți-vă, din toate meseriile pe care putea să le facă omul ăsta, a ales să fie magician. Și nu era orice magician, era un magician extraordinar. În seara asta vreau să vă arăt unul dintre momentele sale, exact așa cum le făcea el. Pentru asta o să am nevoie de o ceașcă și una, două, trei bobițe. Nu era neapărat un moment spectaculos, dar după părerea mea era un moment foarte frumos. Beethoven, cu doar 4 note, a reușit să compună o întreagă sonată. Asta e un lucru simplu, dar nu e un lucru simplist. Eu nu sunt Beethoven, dar o să încerc să vă arăt un lucru simplu, cu o ceașcă și una, două, trei bobițe. Atenție! Una, în ceașcă. A doua, în ceașcă. Și a treia, în buzunar. Și întotdeauna am trei. Încă o dată. Una, în ceașcă. A doua, în ceașcă. Și a treia, în buzunar. Și întotdeauna am trei. Încă o dată. Una, în ceașcă. A doua, în ceașcă, a treia, în buzunar. Și întotdeauna am trei. Marele poet Lippo se juca cu trei bobițe în timp ce recita unul dintre poemele sale. Suna cam așa. Iau o ceașcă de ceai și merg să o beau între flori. Întotdeauna suntem trei. Eu, umbra mea și luna. Când cânt, luna mă ascultă. Când dansez, umbra mea dansează cu mine. Când petrecerea se termină și toți invitații pleacă, eu nu mă întristez, pentru că întotdeauna suntem trei. Eu, umbra mea și luna. Când petrecerea se termină și toți invitații pleacă, eu nu mă întristez, pentru că întotdeauna suntem trei. Eu, umbra mea și luna.